Calabu, un alt cadru medical de la Spitalul Pantelimon este scos de la audier, de la poliție. Vă reamintesc că este o anchetă în curs, rând pe rând, cei audiați, patru la număr am înțeles, tocmai ies de la audier și sunt preluate în continuare de autoritățile statului cadrele medicale. Acolo este o discuție pe care noi o să o dezvoltăm undeva în ora 19, pentru că am senzația că cineva încearcă să pună batista pe țambal și nu este prima dată când s-a întâmplat așa ceva la Spitalul Sfântul Pantelimon. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, ancheta a pornit după ce la terapie intensivă, timp de 3 zile, au murit foarte mulți oameni. Acuzele au venit imediat după ce au apărut înregistrări interne din Spitalul Pantelimon că bolnavilor nu li s-a administrat medicația de care era nevoie. Mai mult decât atât, există informații audio, de asemenea înregistrate, care ne spun că la un moment dat medicii, mă rog, se scuzau spunând că aveau puține medicamente și că le foloseau pentru cei mai tineri care puteau să supraviețuiască. Da, o să punctăm, sunt foarte multe lucruri în desfășurare în ziua asta, în miercuri. O să revenim la ceea ce vorbeam aici, doamna Andronescu, domnul Pălărie, domnul Țuțuianu, domnul Cazacu. Mai sunt puține zile până la 1 septembrie și eu am să văd la 1 septembrie, deja asta a început că oamenii au primit deciziile și cumva pe acea stradă, știți cum stau pensionarii la poartă, știți cum stau ei la poartă și mai vorbesc, pe acea stradă nu mai vorbesc văr cu verișoară pe chestia asta. Unii au primit decizia că li se mărește pensia și văd în decizie cu cât, alții că nu. Și aia sare de peste gard. Fac și eu așa un fel de moromeții local, așa, că ea la de ce nu și eu de ce da. Că pentru că oamenii nu înțeleg și bă, poți să le explici tu până mâine cu puncte de stabilitate până asta, bă, de ce Gheorghe al lui Vasile al Saftei de după biserică are pensia mai mare cu 1000 de lei ca mine și noi am muncit cumva la fel? Asta e întrebarea și cum o scoatem? Cum încercăm să potolim o mare masă de România în momentul de față? Eu aș întreba, dacă îmi permite să spun eu ceva, aș întreba-o pe doamna Pârcălabu, atunci când s-au trimis către pensionari noile decizii de pensie, nu putea să fie atașat și modul de calcul? Pentru că poate în felul acesta am fi clarificat și ar fi fost mai puțin tensionați oamenii. Ei primesc o decizie cu valoarea pensiei, fostă, actuală sau viitoare, și fără îndoială că nu înțeleg de ce așa. De ce a crescut, de ce a scăzut, de ce a rămas așa. Și poate adăugarea acestei calculații de care vorbeați dumneavoastră și pe care o salut, mi se pare că este ceea ce trebuie să... Da, procurorul din cazul Pantelimon la declarații, oameni buni. Doze de noradrenalină la pacienți aflat în terapie intensivă cu consecința decesului acestora. Se spunea la momentul respectiv că într-o perioadă destul de scurtă au murit 20 de persoane. Colegii mei au declanșat cercetările și astăzi au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a două inculpate, două doamne doctori de la terapie intensivă. Una este acuzată de tentativă de omor calificat, în concurs cu omor calificat, iar cealaltă este acuzată de omor calificat. Probele au relevat că pe 26 martie anul acesta, una dintre inculpate a redus voluntar doza de noradrenalină la un pacient aflat în stare destul de gravă, de la 15 ml pe oră la 1 ml pe oră, încercând să, cu intenția de a provoca decesul acestuia. Practic, decesul nu a survenit pentru că o asistentă a suplinit această lipsă a noradrenalinei administrând această substanță nu prin injectomat, ci printr-o perfuzie. Ulterior, în data de 4 aprilie, aceeași doctoriță care a redus doza în 26 martie, împreună
cu o colegă, au redus doza de noradrenalină la același pacient, de data asta de la 20 ml pe oră la 1 ml pe oră, în circa o oră a survenit decesul. Practic, e vorba de un plan, de punerea în acțiunea unui plan de a provoca decesul unor pacienți. Nu știm pe ce criterii, dar se pare că medicii decideau că un pacient sau altul nu mai are șanse, nu se mai impune continuarea acestei terapii și scădeau brusc doza de noradrenalină, consecința a fost decesul. Pentru câți pacienți există probe că s-ar fi săvârșit aceste infracțiuni, ținând cont că inițial s-a vorbit de 20 de decedați, apoi de 17? Standardul unei acuzații în materie penală este unul foarte ridicat. Nu ne putem juca cu așa ceva. Până acum putem vorbi despre un pacient, un bărbat de 54 de ani. Ancheta este una... O revenim la subiect, doamnelor și domnilor. Luăm publicitate. O să vă spun după publicitate despre ce este vorba. A doamnelor și domnilor, este vestea momentului. Avem două acuzații extrem de grave, omor calificat și tentativă de omor la două doamne doctori de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Colega mea, Ionela Arcanu, a văzut și referatul procurorilor. Ne povestește. Bună ziua, Ionela! Da, este absolut terifiant, Laurențiu. Nu cred că am mai avut recent astfel de acuzații la adresa unor doctori din România. Procurorii scriu negru pe alb că cele două doctorițe au avut ca scop provocarea decesului unor pacienți care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care inculpatele apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață. Acestea au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină. Este acea substanță care este esențială în terapie intensivă, iar în acest fel, consecința era ca în cazul pacienților să fie scăzută tensiunea arterială și era urmat totul de un stop cardiorespirator. Este folosit în dosarul procurorilor și probabil și foarte bine probat din informațiile pe care le avem noi, cazul unui pacient în vârstă de 54 de ani. Acest caz este bine probat de procurori și pe baza lui se va cere arestarea preventivă a celor două doctorițe de la Spitalul Pantelimon. Din informațiile noastre, în fața anchetatorilor, Mirela Păiuș și Maria Miron au negat aceste acuzații, deci ele nu vor să recunoască ce s-a întâmplat acolo. Foarte interesant, dacă ne amintim, Laurențiu, în momentul în care a izbucnit acest scandal, ministrul Rafila a făcut verificări și spunea că nu ar sta în picioare o astfel de acuzație și totuși, ia uitați cum stau acum lucrurile. Mulțumesc, Ionela, pentru detalii și vă aduc aminte, doamnelor și domnilor, că în numai puțin de 3 zile, în perioada 4-7 aprilie anul acesta, la secția de terapie intensivă de la Spitalul Sfântul Pantelimon au fost înregistrate numai puțin de 17 decese. Atunci cu toții ne-am pus întrebarea dacă statistic este normal să fie așa. Având în vedere că la terapie intensivă există oameni care au probleme de sănătate destul de grave, nu? La terapie intensivă ajungi după diverse intervenții chirurgicale. Toată lumea din sistemul medical ne-a spus că statistic nu este posibil așa ceva. Și de acolo s-a dus tăvălugul până la urmă pe ceea ce se întâmplă. Au apărut înregistrări în care doamne doctori erau surprinse spunând că, domnule, am fost obligate din lipsa noradrenalinei să ce? Să hotărâm noi cine trăiește și cine moare și am preferat să facem doza corectă de noradrenalină pacienților care aveau șanse să scape. Și într-adevăr, acuzațiile sunt fără precedent, omor calificat și tentativă de omor. Dar acolo, doamnelor și domnilor, este al doilea caz de acest fel, pentru că la un moment dat Vasile Barbu este președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, ne mărturisea
că tot așa, într-un interval de 4 până la 5 zile, în urmă cu 2 ani sau cu 3 ani, s-au înregistrat numai puțin de 40 de decese, cumva. Deci este o formă continuată. Atunci s-a pus Batista pe țambal. Acum însă, iată, procurorii deja au stabilit și încadrări, repet, omor calificat și tentativă de omor cu consecințe de omor calificat. Domnul Pălărie. Eu sunt cât se poate de șocat de această situație. Aveam suspiciuni. Mi-aduc aminte, într-adevăr, când domnul Rafila, fără să se grăbească, cred că la vreo 3-4 zile a ieșit și a trimis corpul de control al Ministerului Sănătății la acest spital și apoi concluzia acelui corp de control a fost că totul e în regulă, nu par să fie lucruri ne la locul lor. Acum, ascultând bucăți din referatul procurorilor și declarațiile de presă ale procurorului de caz, sunt efectiv informații halucinante. Cu părere de rău și cu tristețe, o să vă spun că îmi sună a un alt caz pe care cu care am intrat în contact, atunci când cineva mi-a spus că are înregistrări cu o discuție privată, dar în cadrul spitalului, între doi profesori și doctori oncologi, care discutau de o schemă prin care medicamente extrem de scumpe erau scoase din spital, și povesteau despre cât de mic să facă dozajul unui astfel de citostatic, în așa fel încât totuși să aibă un pic de efect ca să cadă părul pacientului și să pară că încă este sub tratament. Când am auzit această conversație, am spus, duceți-vă la DNA, nu se poate. Trebuie să ajungă aceste informații. Eu n-am cum ca senator să intervin, nu mă ocup de justiție, dar am trimis persoana respectivă către DNA să facă un denunț. Ori, acum când vedem aceste informații, vă spun că nu văd decât două posibile explicații. Unu, ori această economie de medicament făcută pacienților are o schemă asemănătoare cu cea despre care vă povestesc, adică o formă de valorizare a lui pe un alt canal, în afara spitalului, poate pentru alți pacienți care sunt disperați și au nevoie, evident, aflându-se într-o bătălie pe viață și pe moarte, au nevoie de acest medicament, ori al minteri, când, dacă mărturia lor este una corectă și se dovedește că nu aveau suficient medicament și aveau nevoie să trieze, atunci înseamnă că ministerul nu avea medicamentele necesare acolo și este culpa ministerului.